voi solicita premierului Orban și ministrului de interne să revină asupra acestui acord, să găsească, dacă vor, o formulă care respectă principiul stați acasă, care se încadrează perfect în solicitările din decretul care prelungește starea de urgență și care, evident, respectă toate ordonanțele militare. Indiferent ce vă spun unii și alții, eu vă spun același lucru pe care îl spun și medicii în frunte cu Ministrul Sănătății, același lucru pe care îl spun experții, același lucru pe care îl spune Organizația Mondială a Sănătății. Stați acasă, altfel, după sărbători, vom avea înmormântări. Nici vorbă de relaxare. Ce am spus ieri și poate încă nu a ajuns foarte limpede la toată lumea. Repet, cuvântul de ordine este stați acasă. Este regretabil să observăm și în viața noastră și în viața publică că de multe ori cele mai bune intenții creează cele mai mari complicații. Așa se pare că se întâmplă și cu un așa zis acord încheiat între Ministerul de Interne și Biserica Ortodoxă. Probabil intențiile sunt foarte bune, dar nu s-a înțeles foarte bine ce se dorește acolo. Mulți români au înțeles că este cazul să ne relaxăm. Nu este cazul să ne relaxăm. Pâinea binecuvântată în formă de mici prescuri, stropită cu aghiasmă și vin, numită Paști, sfințită anul acesta în Joia Mare, în 16 aprilie, după Sfânta Liturghie, va fi distribuită credincioșilor în zilele de vineri, 17 aprilie, și sâmbătă, 18 aprilie, în intervalul orar 7-17, în toate parohiile din Patriarhia Română. În locuri special amenajate, în afara locașurilor de cult, de către personalul angajat al bisericii și de către voluntari, evident, cu respectarea măsurilor de protecție, mască sanitară, distanță socială, distribuirea Sfintei Lumini aduse de la Ierusalim în seara zilei de sâmbătă, 18 aprilie, în jurul orelor 19, se va face de către voluntarii parohiilor și de către echipajele de ordine publică și patrulele existente sub coordonarea Ministerului Afacerilor Interne aflate în misiune. Credincioșii vor putea ieși în proximitatea casei, în afara curții sau a imobilului în care locuiesc, respectând regulile de distanțare socială, astfel încât să fie evitată aglomerația și formarea grupurilor mai mari de 3 persoane. Și de aici s-a declanșat o isterie generală pe care, din ce am văzut eu, a orchestrat-o și o dirija de dimineață, uite așa făceau prezentatorii de la Antena 3, uite așa făceau de dimineață, l-au luat și pe domnul Vela în direct și puneau tot felul de întrebări. Uite ce a zis domnul ministru al sănătății, că nu e voie să se iasă din case, că nu e voie, recomandă în continuare menținerea aceleași stări de urgență. Și domnul Vela întreba pe doamna prezentatoare, păi și cum se ridică starea de urgență sau cum se contrazic ce spune domnul ministru al sănătății? A zis în legătură cu acest eveniment și ce am anunțat eu mai devreme, domnul ministru a zis, nu, zicea în general. Păi și atunci de ce spuneți că mă contrazice? Deci o nebunie întreagă. Răzvan, doamnelor și domnilor, să facem un scurt istoric al acestei chestiuni. Hai să facem. Că eu m-am născut cu oareșe ureche muzicală. Eu l-am auzit pe domnul Arafat intrat într-o zi la domnul Gădea în emisiune, undeva pe miercuri joi, să anunțe. Nu zicea nimic și mă gândeam că urmăresc ce mai zice Arafat, de-aia și rămas acolo, ce zicea, nu zicea nimic. Până când domnul Gâdea la un moment dat îl întreabă pe domnul Arafat, domnule, nu știu ce, în legătură cu Paștele, ce se întâmplă? Acum se discută, vor fi niște voluntari, înțeleg, care vor duce lumina, că până la urmă trebuie să respecta și credincioșii. Veniste și domnul Arafat să se îmbrace în treaba asta, domnule, am participat și eu, cumva să-i ajutăm pe credincioși. Deci asta joi, după care duminică sau când a fost penultima conferință a domnului Vela, a venit cu
aceea și de ei și a spus, domnule, vor veni niște voluntari care vor aduce lumina, nu trebuie să iasă oamenii în casă de înviere și așa mai. După care vine el și anunță lucrul acesta. Pe lângă asta mai anunță încă unul, o să vi-l spun. Care e mirat? Adică e ceva ce se discută de o săptămână. Nu înțeleg, oamenii nu reușesc să aibă aderență la subiect, nu reușesc să înțeleagă ce se întâmplă. Mirarea mea în legătură. Iohannis a aflat astăzi în legătură cu treaba asta. Guvernul României a tot anunțat lucrul acesta etapizat. Am auzit duminica, când a fost conferința de presă penultima a lui Marcel Vela? Nu mai știu, când a apărut iară cu cei doi Despescu și cu... Mie zi-mi așa, cu geacă sau fără? Fără geacă, dar oricum. Da, fără geacă, dar rog, poate că n-a atras atenția. Da. Nu pot. Bun, cert este că nu e o informație nouă, e o chestiune care s-a mai discutat. Asta vreau să zic ca un scurt istoric. Da, dar era clar, nu se pune problema. Bun. Acum, eu am o singură întrebare. Da. Despre ce discutăm? Despre ce discutăm? Ce a venit și a pus pe masă în această înțelegere guvernul României, că nu este domnul Vela de sine stătător, așa? Da, e Ministerul de Interne Ministerul cu Biserica Ortodoxă Română. Cu Biserica. Ce a pus pe masă? A venit și a spus așa, domnule, văzând totuși că lucrurile se desfășoară într-un anume fel și că credincioșii sunt unii ispitiți, ca să folosesc un termen biblic, da? La ieșirea din case și la nerespectarea, domnule, plătirea amenzii, dar nerespectarea regulilor, a venit și le-a dat totuși ca să așeze lucrurile într-o oarecare ordine. Bă, uite, totuși sunt înțelegători și venim cu niște oameni care, nu știu, voluntari, polițiști, nu știu ce-o fi, așa, care să vă dea lumina de la biserică așa. În fața casei, ați văzut, sau, nu știu, cum... Ce am anunțat aseară? Ce nu eram macini și amândoi? Ne exact cum face orice curier, doamnelor și domnilor, care va aduce mâncarea acasă, că sunt ăștia de la Glovo sau care mai sunt firme de curierat, sau care îți aduce orice altceva și nu a strânit sub nicio formă niciun fel de indignare publică. Curierii n-au strânit. Că uite așa merg de acolo până acolo cu tot felul. Stai mă, că n-am ajuns încă la curier. S-o luăm etapizat. Astăzi am înțeles că s-a desfășurat un atac împotriva lui Marcel Vela pe persoană fizică. Deci asta a anunțat Marcel Vela. Aseară ne-am uitat, noi eram aici, da. Oamenii erau în fața televizoarelor, da. Unde să te și duci, așa, sau la ce să te și uiți. Și astăzi așa. S-a dezlănțuit acest atac? A venit un tsunami de nemulțumire peste Marcel Vela și am văzut așa. Da. Am citit ce a apărut în presă, am înțeles că la televizor, mi-a zis tu că la televizor l-au mătrășit pe unde l-au prins, că eu da. Nu mă uit la televizor. Da, da, da. Eu așa. Tu ești cu televizor. Pe teren la televizor, adică. Tu erai corespondentul meu în fața micului ecran, eu mă uitam pe presa scrisă. Da. Am văzut așa. S-au enervat pesediștii, s-a enervat Traian Băsescu, s-au enervat useriștii, s-au enervat și Victor Ponta, numește-l și pe ăsta. Victor Ponta, nu, atenție. Că el la capitolul... Nu e important Victor Ponta, în sensul în care Victor era... Ponta. El îl acuza de irresponsabilitate Unde pe mereu Marcel Vela. Victor Marcel Ponta... Vela. L-a acuzat de responsabilitate, în prealabil el zilele trecute ne spunea că nu va vota continuarea stării de urgență. Așa. Am mai văzut cât un breloc pe la televizor nemulțumit, așa de ăsta, atârnat de cât un scaun de platou. Dom'le, nu-i normal ce s-a întâmplat, în primul rând, Matale, cine ești? Așa. Deci, cam toată lumea care putea fi nemulțumită a fost nemulțumită. Jurnaliști, semi-jurnaliști, vorbărici, politicieni, semi-politicieni, securiști de pe-n politică. Toată lumea a fost nemulțumită. Nu se poate să-și dea demisia. Ăștia de la USR nu știu ce au pățit. Să-și dea demisia, Marcel. Să-și dea demisia. Da. Un gest de o inconștiință rar întâlnită, chiar și pentru un partid condus de Dan Barna. Bun. Așa. Am văzut apoi că a apărut domnul Klaus Iohannis, înțeleg că era, că i-ar fi trebuit o freză ridicolă ca să fie Donald Trump până la capăt. Dar cromatic era Donald Trump, Și a venit Morcoviață. Și a venit pe valul ăsta. A venit adică și s-a creat valul ăsta. S-a urcat pe valul ăsta de mulțumit. A urcat și Klaus Iohannis. Nu. Atenție. Așa, pac fondă. Trebuie vorbi și despre culoarea lui Klaus. Nu putem evita culoarea lui Klaus Iohannis. Trebuie să vorbim despre culori, dar... Trebuie să vorbim despre asta. Fără culoare politică. Domne, avem o culoare politică evidentă. Domne, o are. Revenim la subiectul ăsta ulterior. Toată lumea e nemulțumită că Vela a încheiat protocolul cu Guvernul biserică. României. Vela, nu Guvernul României. Protocolul este semnat între Ministerul de Interne. Dar el face parte și... din... Adică el se supune Guvernului României. Da, așa mă gândesc. Da, nu e. Așa, bă. Deci, Marcel Vela, Biserica Ortodoxă Română. Că în momentul față vezi că Marcel Vela e un pic mai încordat decât Ludovic Orban, că e stare de urgență. Corect. Așa. Toată lumea e nemulțumită, toată lumea e supărată pe Marcel Vela. Eu știu că Marcel Vela e un om cu certe convingeri religioase, creștin ortodox. Toată lumea știe că Marcel Vela e un om foarte credincios. Dar eu cred... Există un soi de public la care, ce spui tu acum, e un contraargument. Ah, eu credeam om serios. Deci există oameni acum în fața televizorului care au genul ăsta de reacții. Bă, nene, nu era un om eu serios. Vorbesc eu cu publicul ăla. Publicul ăla care n-a votat la referendum pentru familie. Există oameni care...
Da, eu percep asta ca fiind un contraargument. Oamenii își amintesc că eu n-am fost un susținător al referendumului pentru familia tradițională, al multor momente de astea extrem de corecte din punct de vedere religios. Da. Dom'le, pentru oamenii ăștia, care nu mă acuză pe mine nici de fanatism, cum ar zice Klaus Iohannis, nici de alte opțiuni de acest gen, pentru ăștia spun, ce a făcut Marcel Vela, din punctul meu de vedere, o să analizăm politologic, nu avem ce să facem, așa se numește managementul unei situații de criză. Dom'le, pornim de la niște date certe. Da. Date certe că, 1. Poporul român e un popor indisciplinat. Că românii nu respectă ordonanțele militare. Sunteți de acord cu asta? Da. Că erau în piața Obor weekendul trecut mai mulți oameni decât... Erau în mod normal. Dacă te-ai fi așteptat să vezi într-o... Dacă n-ar fi fost pandemie, poate erau mai puțin, poate mai stau oameni și pe acasă. Mai stau și pe acasă. Dar așa mai s-au mulți, făcut de lucru. Da. Mai mulți decât ar fi putut fi într-o curte de biserică la Înviere? Da. Că erau mulți. Erau. Bun. Suntem de acord că atunci când iese puțin soarele, oamenii fug în spațiile verzi, chiar dacă nu sunt de acord, parcuri, pe la pădurea Băneasa, mai țin minte. Da. Bun. Deci oamenii nu respectă sfaturile. Așa. Suntem de acord că pentru poporul român, momentul ăsta al Învierii, sărbătorile pascale reprezintă un moment important în care legea trece în plan secund. Adică oamenii ar fi zis, domne, e Paște, o dată e Paștele. Hai că noi muri acum de Paște. Suntem de acord că e așa ar fi gândit. E un moment în care oamenii își găsesc argumente să nu respecte. Să nu respecte. Își găsesc niște argumente certe pentru că nu vreau să mă lămesc, dar nu pot eu să trebuie să mă duc, așa am pomenit, așa am făcut, așa am trebuit. Bun. Suntem de acord că au existat anumite voci din comunitatea militantă creștină care au instigat la participarea la slujba de înviere? E o campanie întreagă cu deschiderea bisericilor. E o campanie întreagă cu deschiderea bisericilor. E o campanie întreagă cu deschiderea bisericilor și mai e un argument pe care l-a antamat Marcel Vela și pe care cunoscutul interpret Cristian Tudor Popescu într-o intervenție pe care am nimerit-o n-a înțeles-o, nu i-a dat de cap, adică era într-o situație. Deci Marcel Vela a spus că primarii și liderii PSD locali pregătesc o mișcare de gen 10 august tocmai în ideea de a scoate oamenii ca să pară că PNL-ul nu reușește să strunească situația. Ok. Și domnul CTP spune, pe cum 10 august? Păi de 10 august, stai un pic, ce a fost la 10 august? Au venit niște oameni care au protestat civilizat și au bătut jandarmii. Asta, nu, e vorba de faptul că oamenii aceia care au fi protestat, s-ar fi comportat civilizat, au fost deturnați de un grup, de grupușoare, de tot felul de grupulețe. Am înțeles. Care să strice evenimentul în sine. Nici comparația lui Marcel Vela n-a fost bună. N-a fost bun, eu am înțeles ce a vrut să dați. Bă, domnule, primarii de PSD mi-ar fi scos oamenii asta în stradă. Asta a fost și cu 10 august acolo a greșit, de am înțeles. Mă rog. Deci acestea sunt circunstanțele care vine această decizie. Adunând aceste date cu, domne, cu faptul că nu respectăm, că nu suntem disciplinați, că oricum ieșim și până la piață, păi la biserică, baba, adunându-le pe toate, putem înclina să credem că duminică, sâmbătă noapte, oamenii ar fi ieșit la biserică sau ar fi ieșit pe stradă să ia lumină, chiar dacă ar fi spus și Vela și Patriarhul Daniel, cine vrei tu, stați în casă, ar fi ieșit? Marcel Vela, într-una dintre intervenții, ieșit, că dacă n-am reușit să dăm de dânsul, o spunem noi, o povestim noi pe gură, ce a explicat. Dom'le, sunt sate în România unde sunt 2000 de locuitori și 3 polițiști. Așa. Presupunând că ea 2000 de locuitori ar decide, dom'le, noi mergem de înviere pentru că altfel simțim că trădăm valorile în care trăim. Așa. Ce vor face aia 3 polițiști în contextul respectiv? De aceea este exact cum explica colegul meu, un management de criză în care li s-a dat și oamenilor ăstora un soi de respect față de evenimentul acesta. Nu mi se pare ceva extrem de grav făcut. E mai mult decât respect. E în felul următor. Oricum ați fi ieșit. Da. Măcar ieșiți într-un mod controlat, măcar să vină de la polițiști care poartă mănuși și își pun mască și au o distanțare socială, vine un reprezentant pe scară. Eu nu spun că e scenariul ideal. Eu nu spun că în mod normal ar trebui să coboare unul pe scară și să dea ceva, orice, lumină sau obiecte. Tu spui că e un management de criză bine intenționat. Eu spun că în momentul în care știai clar cu ce aveai de-a face noaptea de înviere, că românii ar fi ieșit, mai mari, mai mici, mai ales după săptămânile astea în care s-au dat în casă, ar fi ieșit. Ia stai, domne, că de învierea Domnului, cum ar fi să mă lovească fix acum boala? Există și mentalitatea asta. Om, a zis, domne, dacă tot ieșiți, haide să ieșiți și să răspândim bună cât seara, mai puțin posibil. Bună seara, domnule Fenechiu. Asta cred că a fost logica. Mergem la reprezentantul Partidului Național Liberal, domnul Fenechiu. Suntem în cadrul acestei discuții din care cu greu se poate ieși cu viață, în sensul în care îl avem pe domnul Iohannis, îl avem pe domnul Marcel Vela, păreri contrare, pare că nu există unitate în comunicare, pare că e un soi de neclaritate, ca să fiu eufemistic, domnule Fenechiu. Eu nu cred că se pune problema de unitate sau de diversitate sau de... Oamenii... Atunci cum îi dăm de cap? Păi este simplu. Oamenii pot să vadă soluții ușor diferite
diferite în raport de percepția lor asupra unei realități și asupra unor pericole. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că Marcel Vela a avut în vedere în principal tradiția pascală și dorința de a veni cât mai aproape de oameni. Pentru că ideea să folosești poliția, să aducă lumina sfântă, e o chestiune care nu poate porni decât de la faptul că vrei să fii lângă oameni. Iar Vela tot timpul a mers pe varianta să aducă Ministerul de Interne lângă oameni, să aducă poliția lângă oameni. În momentul de față, lupta împotriva coronavirusului este o luptă în care sunt implicați atât toți cetățenii acestei țări, cât și polițiștii, care în general sunt puși să respecte reguli. Cred că în viziunea lui Vela, faptul că oamenii ar veni, polițiștii ar veni în întâmpinarea oamenilor, îi umaniza fantastic de mult și probabil că o vedea ca pe o formă de creștere a autorității, pentru că dacă omul care nu te lasă să circuli, dacă omul care te mai sancționează din când în când, vine să te aduce lumina sfântă, este practic dovada maximă a faptului că ceea ce face, face pentru tine chiar și atunci când poate că nu-ți place reacția lui. Domnul Ferecu, vă pun un pic de pauză la discursul dumneavoastră și vă întreb, vi se pare o diferență între polițistul care îți dă o amendă, că a văzut că s-au dat multe amenzi, și polițistul care îți dă lumină în sensul transmiterii de virus? Adică dacă constatăm că polițistul ar putea transmite virus dând lumânare de la unul la altul, bănuiesc că putem constata că și la amendă transmite virus. Adică bănuiesc că virusul nu are preferință, domnule, să nu fie pe cale religioasă, eu mă bag, pe cale legislativă nu mă bag. Fără discuție, nu e nicio diferență între cel care îți dă virus și el poate fi același om. Însă eu sunt convins că Marcel Vela nu asta a avut în vedere. Bun. Pentru că în momentul în care polițistul respectiv era echipat corespunzător, păstra distanța și venea și îți dădea pur și simplu lumina, având mască, mănuși, mă rog, tot ce poate fi avut acolo. Și cetățeanul care primea lumina își lua măsurile de precauție, probabil că riscurile erau minimizate. Pe de altă parte, ideea de a da lumină, ideea de apropiere ca cetățeanul să ia lumină, înseamnă că te apropii la mai o distanță mai mică de 2 metri. Și pe zona asta a venit președintele care a gândit-o într-o manieră strict legală, într-o manieră strict preventivă. Deci președintele a spus, domnule, uite care e povestea, nu trebuie să ne luăm, să ne asumăm niciun risc. Ok, suntem creștini, fără discuție, ne dorim să fie de la un fel, dar eu nu permit, nu ne asum, nu doresc să cineva din Guvernul României să-și asume riscul. Deci din punctul ăsta de vedere a fost o viziune mai rustică, mai sentimentală a lui Vela, care permitea niște abordări de genul ăsta și a fost atitudinea fermă a președintelui care a spus că sănătatea națiunii. Domnule senator, abordarea asta așa foarte strictă a președintelui Klaus Iohannis ia în calcul și variabila poporului român, în sensul în care s-ar putea să nu-i pese nimănui de Paște că ordonanțele militare nu permit apropierea la 2 metri în condițiile în care aseară la 9 fără un sfert ieșea o doamnă care depășise de mult 80 de ani de la cumpărături. Îmi dau seama că n-a avut când altcândva să facă piața. Cum în fiecare zi, în afara orelor programate prin ordonanță de urgență, vedem oameni care n-ar trebui să fie pe stradă. Credeți că unuia care bea bere cu prietenii lui în fața unui chioșc deschis în timpul zilei îi pasă de mesajul portocaliu, mă refer la culoarea tenului, transmis de Klaus Iohannis, bronzat așa? Dar acum, serios, asta ce a făcut Vela părea că știe cu cine are de-a face, că știe cum e românul. Că ori găsești o metodă să-i livrești ce vrea, ori și ia el cum vrea, ce vrea, cu atât mai mult de Paște, că știm cu toții că nu vor sta în casă. Cum ar fi arătat România cu 1000 de oameni lipiți de gardul bisericii, că Patriarhia nu-i va lăsa să intre nici în curte, nici în biserică, dar lipiți de gard așa și cu jandarmii punând tunurile pe credincioși, imagini difuzate în toată lumea. Ia uite, domne, prigoniți ca pe vremea romanilor. Pe care o putem prefigura. Domnul Fenechiu, aș adăuga și un alt gen de cetățean, pentru că Răzvan îl are în vedere pe cel mai puțin destoinic așa în ale vieții, așa, ăsta mai neaoș, dar există și cetățeanul român care are această aderență la religia în care crește. Mi se pare o religie sănătoasă, mi se pare un lucru bun ce îi se întâmplă românului, religia ortodoxă, așa, și care probabil simte un soi de trădare față de valorile astea esențiale și căruia aceasta
amendă de 2000 de lei, uite, îi se pare totuși ceva neglijabil. Și poate că omul ăstuia ar fi trebuit din respect să-i se dea această variantă elegantă pe care a permis-o Marcel Vela și care se întâmplă, văd, așa cum am dat exemplu, prin curieri care circulă în momentul de față și a căror meserie în desfășurare în continuare și nu deranjează pe nimeni. Vă ascult. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Problema arată la modul următor. Știți, în momentul în care tu trebuie să iei o decizie, este cât se poate de evident că nu, niciodată nu vei reuși să iei decizia care să corespundă așteptărilor tuturor. Din punctul ăsta de vedere, există o persoană care a încercat să vină în întâmpinarea acestei situații, lăsând, cum se spune, mai jos garda protecției, și acea persoană se numește Marcel Vela, care din omenie, din bunătate, a venit în întâmpinarea credincioșilor, și există o persoană care, extrem de responsabilă, tot dorind binele poporului care l-a ales ca președinte a doua oară cu o majoritate extraordinară, da, a venit și a spus, eu cred că nu trebuie să ne asumăm riscuri, motiv pentru care eu nu cred că e în regulă povestea asta. Și acum o să vă răspund. Spuneți-mi. Niciodată o normă legală care nu are sancțiune nu a putut fi impusă, pentru că nici măcar în Germania, și Germania s-a civilizat datorită faptului că au fost sancțiuni acolo unde legea nu era respectată după anii 50. Da? Deci din punctul ăsta de vedere n-am niciun dubiu. Indiferent de extensia sau nu a protocolului încheiat de Vela cu Patriarh, mâine seară, sâmbătă seară, vor exista persoane care să încalce ordonanțele militare. Ceea ce se discută este numărul lor, cum reacționează jandarmii, și vă asigur că ipoteza pe care a povestit-o Răzvan, cu 1000 de cetățeni pe gardul bisericii și cu jandarmii încercând să intre în ei, să-i trimit acasă, nu se va întâmpla. Pentru că una peste alta, eu cred că jandarmii și Ministerul de Interne și toți care sunt implicați aici au și un rol de a preveni, iar eu cred că intervenția nu trebuie să aibă loc în momentul când sunt 1000 pe gard. Pe de altă parte, până sâmbătă, lucrul ăsta va fi detenționat. E regretabil că s-a ajuns la această situație, însă am certitudinea că atât Marcel cât și președintele Iohannis au vrut bine. Numai că de foarte multe ori binele are viziuni diferite. Fiecare care bine uneori iată că intră în domnule conflict. Domnule FNQ, vreau să vă prezint... Dar până la urmă cum rămâne? Cum rămâne? Reanalizează această propunere, nu? Eu cred că va rămâne cum a spus președintele, eu așa cred. Președintele a spus că trebuie reanalizată, n-a spus că nu se mai întâmplă sub nicio formă. Bine, președintele a spus că persoanele de peste 65 de ani nu ies din casă și habar n-a avut care e realitatea. Bun, haideți să vă spun un lucru. Indiferent ce spune președintele, noi, ce spune oricine altcineva, există și persoane care nu respectă o ordonanță militară. Și acolo trebuie să intervină oamenii domnului Vela să o facă respectată. Dar lucrurile astea nu trebuie făcute nici cu o habotnicie, nu trebuie făcute nici într-o forță disproporționată. Corect. Astea trebuie făcute cu destul de mult discernământ. Pentru că sunt oameni care pur și simplu n-au înțeles, sunt oameni care cred că merge, că noi românii suntem din categoria, domne, poate merge. Hai să vedem. Poate am ieșit odată, n-a fost un echipaj de jandarmi, ne-am dus la magazin în afara orelor și nu ne-a oprit nimeni. Da, domnule FNQ, a mai fost un moment în care guvernul domnului Orban și președinția domnului Iohannis erau într-o ușoară contradicție care a și transpirat totuși în societate. Adică nu e ceva ce... Vă spun, nu știu dacă... Vă aduceți aminte momentul 11 martie, de exemplu. Momentul 11 martie vă citesc declarația domnului președinte. Unii au simptome de răceală, unii de gripă, până și persoanele în vârstă au o stare acceptabilă, zice domnul președinte. Asta ca să demitizăm boala, fiindcă am citit câteva articole unde se vorbea despre un virus ucigaș într-o manieră foarte apocaliptică. La noi avem noroc și cei găsiți cu coronavirus au o stare mai bună decât se aștepta unii. Zicea domnul președinte în urmă cu exact o lună, deci nu e ca și zis anul trecut. Nu, în urmă cu o lună, pe vremea când guvernul României vrea să guverneze, iar președintele României vrea să facă alegeri anticipate. Deci nu e prima oară când domnul Orban și domnul Iohannis au păreri contradictorii în legătură cu un subiect. Eu sunt convins că doi oameni care se respectă, doi oameni care sunt într-o echipă, de foarte multe ori pot să aibă idei care să se concilieze mai greu, să aibă idei diferite. Da. Este firesc ca și Iohannis și Orban să aibă idei diferite. E posibil ca și Vela și Orban să aibă idei diferite. Ideea de bază este legată de faptul că oamenii înțelepți tot timpul se conciliază.
Și din punctul ăsta de vedere, diversitatea de opinii este o normalitate. Eu sunt convins că și între voi doi, care sunteți superbi, dar sunteți superbi că nu sunteți identici, da? Există diverse idei care pot să fie diferite, că dacă ați fi identici, ar fi o emisiune plicticoasă, monotonă. Am avut niște ediții în acest sens, emisiuni cu opinii divergente. Da, da, domnule Ferichiu. Deci asta e ideea. Deci din punctul ăsta de vedere, e firesc ca Iohannis să nu gândească identic ca Orban. Da, dar totodată e firesc ca unul fiind șeful statului, celălalt primul ministru, în situații care sunt aceleași, să ajungă la cele mai bune concluzii. Există cea mai mică șansă ca Marcel Vela să fie remaniat? Nu. Deci cu siguranță nu se pune problema remanierului Marcel Vela, pentru că eu cred că pentru orice decident de peste Marcel Vela, că discutăm de Orban, că discutăm de Iohannis, niciunul din ei nu cred că își pune problema că Marcel Vela ar fi luat decizia să semneze protocolul din dorința ca lucrurile să nu meargă sau să obțină consecințe negative. Păi nu, nu știu. Eu și pe Klaus Iohannis îl cred. Că ia deciziile pentru a evita anumite riscuri. E un unghi de vedere al președintelui. Niciun om politic al momentului nu vrea o explozie epidemiologică în mandatul său. Dar problema e care dintre ei cunoaște mai bine realitatea socială și din punct de vedere al abordării poporului român. Care dintre ei știe mai bine cum funcționează românul? Eu nu știu, cu siguranță poziția lui Vela e mai aproape de modul cum se manifestă poporul. Poziția lui Iohannis este mai aproape de modul cum ar trebui să ne manifestăm. De ideea de protecție și numai realitate. Ia-ți păcat. Parcă și văd acum, de gât în urmă. Nu-i bun pe teorie, nu-i bun pe practică. Ascultându-vă pe dumneavoastră, parcă și văd. Marcel Vela respectă foarte mult pe Klaus Iohannis. Chiar au o relație extrem de bună, ceea ce nu înseamnă că președintele statului, când are ceva de spus, nu o să spună. Klaus Iohannis ne-a învățat cu faptul că în momentul în care are ceva de spus, o spune oricui. I-o spune și lui Vela, i-o spune și lui Orban și mă refer la cei din partidul meu, nu spun. Celorlalți ați văzut că le-o spun, nu e o problemă. Da? Deci dar Klaus Iohannis este un domnul care... Fenechiu, mie mi s-a părut că a fost un pic îndoit așa de acest tsunami pe care l-a iscat Antena 3 încă de dimineață, punând în contradicție declarații, fiind foarte... Și mi s-a părut, zic, mă, să vezi tu că domnul președinte Iohannis a fost sensibil la mesajul transmis de această televiziune, pentru că eu pe ăștia am văzut așa de montați în ideea că nu se poate așa ceva. Puteai să te uiți și pe alte canale, că erau la fel de nemulțumiți și jurnaliștii de la Realitatea și pe la Digi existau niște nemulțumiri. Eu am văzut, păi, am văzut pe ăștia așa de aprinși. Așa am înțeles de la telespectatorilor pe care tind să-i crepă cuvânt. Eu vreau să vă spun așa, eu sunt pe mai multe grupuri profesionale de avocați. Și aseară cineva a postat protocolul și a fost o dezbatere extrem de serioasă în rândul avocaților dacă acest protocol încheiat între ministrul de interne și patriarh poate modifica o ordonanță militară semnată de ministrul de interne. Da? Deci asta era dezbaterea strict teoretică, pentru că o parte din cei care stăteau acolo, toți erau avocați și au analizat și părerea unanimă a fost că protocolul excede ușor ordonanței militare. Și mai într-o formă de miștocăreală, mai într-o formă de umor, se discuta, băi frate, printr-un protocol cu patriarhul putem modifica ordonanța militară? Deci era cât se poate de evident că acolo există niște... Dar un civil poate da ordonanțe militare? Păi, ordonanțe militare de Vela, da? Păi adică același om care a semnat protocolul. Bun, da? Asta zic, domnul Fedechiu, dacă ne luăm întrebări. Ultima întrebare, că ne-am întins cu subiectul acesta, mergem un pic într-un alt necaz care dă să bată la ușă. Tot Marcel, dar Marcel Ciolacu. Mergem la domnul Ciolacu, care, uite, vă dau o știre de ultimă oră. PSD anunță astăzi, după ședința CEX cu șefii județeni, că va prelua controlul în Parlament. Ca să știți. Liderul formațiunii Marcel Ciolacu a declarat că guvernul Ludovic Orban nu face nimic în criza sanitară și economică. Mă rog, zice că e foarte rău ce se întâmplă și că vor prelua Parlamentul României. Da. Ce părere aveți despre această informație? Foarte pe scurt. Efectele măsurilor luate de guvernul Orban în materie sanitară sunt peste așteptări și nimeni nu poate să tragă de urechi guvernul pe evoluția pandemiei în România. Pe toate datele posibile și imposibile, România stă cel mai bine din Europa. Dacă stăm și ne gândim că pe data de 26 februarie, când a apărut primul caz în România, Franța avea două cazuri, Italia avea două cazuri, Spania vreo patru, și ne uităm astăzi ce se întâmplă acolo, da? Dacă ne uităm
uităm la numărul de persoane contaminate, dacă ne uităm la numărul de morți, România s-a mișcat extrem de bine. Motiv pentru care PSD-ul și ceilalți prieteni în ghilimele ai guvernului, neputând să atace guvernul pe zona de criză sanitară, pentru că, mă rog, a gestionat-o foarte bine guvernul Orban, mută discuția pe răbdarea românilor, mută discuția pe problemele economice și așa mai departe. Și atunci cât se poate de evident ca să-și manifeste o intenție de forță, spunând că ei vor prelua controlul. Păi dar poți să-l preia, asta e ideea, că argumentul înțeleg, dar de prelua poți să-l preia, nu? Adică... Bun, haideți să ne înțelegem. În România există în momentul de față o majoritate parlamentară nocivă, care nu susține guvernul, da? Care s-a reconsolidat odată cu apariția și dezvoltarea coronavirusului. Cineva spunea că asta e soarta, o ducem cu plăcere. Deci guvernul Orban o să-și facă datoria, pentru că asta e menirea lui să-și facă datoria. Marcel Ciolacu și ai lui or să atace în continuare guvernul. Vom vedea care este situația. Eu ceea ce îmi doresc și ce își doresc și de Partidul Național Liberal este să gestionăm cât mai bine această criză și cât mai mulți români care sunt astăzi bolnavi să se însănătoșească și cât mai puțin români să se îmbolnăvească. Dar ați remarcat, domnule Fenechiu, încheind în această discuție cu această întrebare, că Marcel Ciolacu într-un final a revenit la sentimente mai bune în privința, declarativ cel puțin, votării prelungirii ordonanței militare în situații de urgență și a explicat că nu este un irresponsabil să nu voteze. În schimb, partenerul de viață al domnului Marcel Ciolacu, domnul Victor Ponta, a zis așa, că el nu va vota pentru această ordonanță militară, pentru continuarea stării de urgență, pardon. Deci, și atunci înseamnă că îl face irresponsabil pe Ponta. Deci astăzi, în Comisiile Judiciare ale Senatului, sub oblăduirea lui Șerban Nicolae, decretul, deci hotărârea de, prin care, mă rog, raportul comisiilor juridice pe decretul președintelui a fost împănat cu vreo 4 puncte care practic aproape că îl anihilează, da? Îl încorsetează în susținere de lucruri, elimină ordonanțele militare, vor ca restrângerea dreptului să se producă doar prin acte normative cu valoare de lege. Deci practic încalcă tot ceea ce înseamnă practică constituțională. Iar treaba asta o fac într-o manieră extrem de demagogică și demonstrând că nu-i preocupă de nicio manieră, da, siguranța sanitară a românilor. Deci din punctul ăsta de vedere, Marcel Ciolacu nu controlează Partidul Social Democrat. Deci el exprimă un punct de vedere care unor poate să fie de un fel, altul, altul. În Partidul Social Democrat sunt o sumedenie de oameni, în punte cu Șerban Nicolae, cu Iordache și așa mai departe, care au cu siguranță alte jocuri de făcut, sens în care veți vedea, mâine vom dezbate în Parlament, în ședință comună, decretul președintelui. Eu cred că Ciolacu a spus corect, e decent, normal, ca să-l aprobăm, că nu ne jucăm cu sănătatea românilor, însă dacă încorsetăm decretul președintelui cu tot soiul de idei care îi trec prin capul Șerban Nicolae sau care îi trec prin capul Iordache sau lui Nicușor Halici, președintele Comisiei de la Camera Deputaților, nu facem altceva decât să emitem forme fără fond, iar consecința va fi în planul sănătății românilor. Eu sper în inteligența colegilor mei mâine și n-am niciun dubiu că atât Klaus Iohannis, cât și Orban, cât și Vela își vor face treaba, iar românii vor aprecia că și-au făcut-o foarte bine. Domnule Fenechiu, mulțumim pentru intervenție. Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL. Mulțumim. Radu, hai că am o întrebare pe procedură. Te rog. Pe procedură. Tu ești avizat în astfel de chestiuni. Și dacă nu ești avizat, tu ai unde să te documentezi. Dom'le, lumina asta de Paște trebuie să iei neapărat de mâna unui alt credincios, creștin, nu știu ce. Lumina de Paști la ortodoxi. Aici ortodox, e o discuție că de ce n-au putut și catolicii. Și ca, Vela argumenta, domnule, n-au cerut. Okay. Lumina vine de la Ierusalim la ortodoxi. În regulă, dar cum se răspândește între credincioși? De la unul la altul. Dar poți să aprinzi de la o candelă aprinsă cu lumina de la biserică? Da. Păi și atunci de ce nu instalăm, domnule, cu măsurile de siguranță în fiecare scară de bloc unde solicită oamenii, o candelă, o aprinde o persoană, se duce el acasă și după aia ies și ei pe rândă și aprinde fiecare, se duce acasă cu respectarea distanțării sociale și toate cele. Și a rezolvat toată problema. Ce se poate întâmpla. Bineînțeles că, dar la fel se putea întâmpla și chestiunea aceasta când venea un voluntar, așa cum îți vine un curier. Dom'le, nu vrei să interacționezi cu voluntarul. Nu vrei. Dar nu se poate face un centru. Și asta e o variantă și aceasta, sigur că da. O altă variantă și o altă problemă iscată de ce a propus Marcel Vela este cea cu luarea de
Sfinte Paști, da? De la biserică. Timp de două zile poți să intri în incinta bisericii în interval destul de larg. Sunt niște zone special amenajate unde în vor comercializa. Da, exact. Așa. Și asta a iscat pentru că, o problemă pentru că oamenii au comasat evenimentele și au înțeles că pot merge la biserică de înviere. Sunt situații diferite, așa cum te duci la supermarket, că eu, de exemplu, pe care am fi la mine, am biserica Herăstrău aici și supermarketul la 3 minute din lângă, da? Ultracentral. Bun. Și sunt, adică ce mi-e că intru la biserică să iau ceva 30 de secunde, ce mi-e că mă duc la... Vin argumentul. Păi da, bă, da, e ceva, sigur că ții mâncare, asta e nevoie, deci necesară subsistențe. Existențe. Stai un pic, când intri la supermarket, poți să ții și de băut, poți să ții băuturi alcoolice, poți să ții o grămadă de lucruri care nu sunt neapărat pentru existență, nu sunt și pentru alte... Hai să nu începem să judecăm. Da. Da. În spatele meu, ultima dată la supermarket, un tânăr de vârsta mea, că am înțeles că a fost o problemă, că am spus că era o doamnă în vârstă. Eu încercam să spun că... Nu și pe partea asta alătă. Da, da, nenorocit, că toată lumea calcă legea asta. Nenorocit, așa. Nu folosesc termenul de nenorocit niciodată în direct. Da. Lumea știe că sunt un gentleman, da. Da. Gentleman al termenilor. Sunt un fanatic al normelor CNA. Da. Bun. Și a cumpărat un pachet de țigări și o ciocolată. Păi, pare ceva totuși la afara existenței, în sensul în care poți să trăiești fără ciocolată. Păi, da, de ce? Adică că tutunul dă dependență, da? Omul poate a intrat într-un sevraj de ăsta tabacic, a trebuit să-și cumpere țigări. Cum stabilești tu necesitatea? Adică hrana e necesară, da. Totul e necesar. Totuși, trebuie să stabilim în ce... Păi, hrana, care hrană? Că acum o să spun, ce ți-ai luat și mere, ți-ai luat și pere. Bă, nene, lasă-ne în pace. Adică trebuie să stabilim, dacă mergem pe zona de... Dacă vreți lockdown, lockdown înseamnă felul ăsta, ce ți-ai cumpărat? Uite, mi-a luat un suc. Ce suc, mă? Apă. Apă plată. Nu de aia cu... așa, cu bule. Apă plată, pâine, dar nu știu dacă pâine sau ții făină și îți faci în casă. Da. Și chestii de acest gen. Adică trebuie să stabilim... Lapte. Poate carne. Necesitatea care, de ce e încadrată? Dacă vreți să facem pe nemții, ca să zic dacă așa. Dacă vreți să o judecăm nemții. Altfel, haideți să fim serioși, că nu sunt respectate. Astăzi am trecut pe lângă un echipaj de poliție. Aici, în piața universității. Unii aveau măști și mănuși, unii n-aveau nimic. Și unii erau de la intervenții speciale ale poliției. Fără mască, fără mănuși. Vreți să jucăm pe legislație? Nu se respectă în țara asta legislația. Țara asta e la porțile Orientului și la propriu și la figurat, din motive foarte clare. Am luat, ne-a plăcut relaxarea aia, așa sud-balcanică, turcească, fanariotă, de care vreți, unde lucrurile merg și așa. E un fel de bazar, e cam bazar, te târguiești pe lege. Și vrea Claus Iohannis să ne schimbe, nu o să ne schimbe în două mandate. Nu spun că e bine, nu spun cu titlul Lăgroi, așa că noi nu că respectăm legea. Dar uitați-vă puțin cum ne-am îmbolnăvit. Ne-am îmbolnăvit de la unul care a mințit că a fost în Israel, ne-am îmbolnăvit de la unul care nu și-a dat seama că a luat boala și a dat-o la colegii de partid, ne-am îmbolnăvit de la unii care nu respectau procedurile în Suceava, ne-am îmbolnăvit de la unii din țăndărei care nu voiau să stea locului, ne-am îmbolnăvit pentru că n-am respectat procedurile. Și crezi că o să respectăm procedurile încălcând tradiția milenară a poporului român, dar merge să ia lumină. Eu nu spun că e ceva de care depinde viața ta. Eu spun cu ce material genetic sau cultural avem de a face în cazul de față. Asta e tot. Acum, dacă cineva crede că trăiește într-o țară ideală, să fie președinte într-o țară ideală. Pauză și ne întoarcem. Bună România! Da, iată-ne în plină pandemie și în plină pandemie, știi cum aveam dragoste pe vremea holerei? Uite-ne, există dragoste și în vremea coronei, nu? Ca să zicem așa. Asta se știa. Și ea se manifestă în această incintă pe care am tot vorbit-o de rău, că ăștia suntem, dar hai să dăm și aceste informații frumoase. Doi tineri din Țăndărei au încercat să suntem părăsească. Și ăștia. Suntem și ăștia. Suntem și ăștia. Nu suntem doar acei oameni care nu respectă normele de izolare socială și de distanțare impuse. În Țăndărei suntem și cei doi tineri din care au încercat să părăsească orașul prin pădure pentru a se întâlni cu iubitele lor. Vedeți, deci vedeți că până la urmă... Dacă nici asta nu vă redă speranța. În Țăndăraș. Există această luptă. Încă mai există speranță în Țăndăraș. Oamenii ăștia ar trebui să facă ceva, să implice în politică acolo, că doamna Nicoleta Toma, bă, poate și eu o fi luat-o așa spre ceva. Doamna, și s-a pierdut în pădure. Doamna, Nicoleta Toma. Dar știi ce aș vrea să remarc la această știre? E o veste extraordinară. Acum faptul că în plină pandemie... Lumea continuă să iubească. Două lucruri aș vrea să le remarc. În primul rând că există pădure, deci au luat-o pe pădure, înseamnă că există pădurea și există doi tineri care mergeau către iubitele lor și nu după în pădure, nu le-a venit ideea să mai taie un pic din pădure, că așa vine la un moment dat, să mai taie un pic, mai rălești un pic pădurea. Țara asta pare dezorganizată, domnule Buzeanu, dar vezi tu, în ceea ce privește natura infracțiunilor și infracțiunile de natură, sunt foarte clar respectate niște delimitări. În sensul în care, în Țăndărei, cum să mă
cum să formulez, eu n-aș vrea nici să jignez, nici să nu jignesc. Da. Vreau să o dau așa, pe muchie. Să zicem că în Țăndărei sunt practicate altfel de infracțiuni decât cele de mediu. Să zicem că nu tăierea ilegală de copaci e specifică zonei respective. Grupărilor infracționale care o steșocheze operează chiar și pe raza metropolei Țăndărei. Ceasul era trecut în pagina și descrierea. Ceasul era trecut de la unul la altul până când amprentele nu au mai putut fi identificate. Te rog, continuă. Ceasul era trecut de ora 20 și deja întârziase dovadă că telefonul unuia dintre ei a sunat necontenit. Probabil erau așteptați de ceva timp în locul ăsta. Deci, dacă era telefonul doamnei Nicoleta, toamna vă spunem că eram noi care insistam să o, să o abordăm telefonic. Păi era ora 20, domnule. Am sunat mama ta, doamna primar. Dacă tot ne-am adunat aici cu ocazia emisiunii, doamna primar, care a trebuit să dea niște răspunsuri și iată că de ceva timp nu dă răspunsuri. Noi am promis că vom fi consecvenți în a o suna, dânsa a promis că va intra în această emisiune și nu reușim să dăm... Hai să dăm un telefon doamnei Nicoleta Toma cu ocazia zilei de azi, ca să nu pare că l-am dat, o să și zică, dar nu m-ați mai sunat. Poate să ambaleze și argumentul ăsta. Păi eu aș fi răspuns, dar nu m-ați mai sunat. Eu am fost în ședință, dar după aia s-a abandonat să mă mai sunați. Să o sunăm pe doamna Nicoleta Toma, doamna primar din Țăndărei, să vedem ce mai se întâmplă, ce se mai întâmplă acolo, doamne, că este extraordinar această zonă, vă dați seama că, până la urmă, sunt niște răspunsuri de dat de către doamna Nicoleta Toma, doamna primar din Țăndărei. Ce să nu speri. Haideți, doamnă, fiți bărbat. Vă sunăm să vă felicităm, domnule, pentru felul în care reușiți până la urmă să struniți acolo evenimentele. Nu trebuie să puneți rău în față. Da. Uite că nu răspunde. Bă, da, stai secundă. Apel către locuitorii orașului Țăndărei. Cei care pot ieși din casă și nu se află în carantină. Da. Domnule, scrieți-ne, domnule, pe pagina emisiunii. A mai văzut-o cineva în ultima săptămână pe doamna Nicoleta Toma, că noi râdem, glumim și poate s-a întâmplat ceva. Poate doamna e autoizolată, poate e carantinată, poate e dată dispărută, poate a fugit în pădure să-și întâlnească nu știu ce. Sofia, carantinat de telefonul dânsei, adică poate că telefonul... Poate noi sunăm, dar n-are cine să răspundă. Domnule, vrem să știm, a mai văzut-o cineva recent pe primărița Nicoleta Toma? Mai există primărița Nicoleta Toma din Țăndărei? Fără legătură. Că vreau să știu primărița. Ce gen de glume să abordez cu privirea acestui. N-aș vrea să devin macabru sau să fiu... Ce se întâmplă cu doamna primar de acolo? Eu râd așa că primărița și poate femeia... Nu e normal totuși să dăm niște răspunsuri. E dată dispărută. Toma. Poate a dezertat, poate nu mai luptă în prima linie. Da. Sau, bineînțeles... Dacă în continuare în ședința aia, să-i ducă cineva apă, doamne iartă-mă, să nu pățească ceva, se deshidratează. Poate a rămas în ședință de câteva săptămâni bune. Îi livrează cineva de alegurii sau ceva? Bun. Mă refer la mâncare, gândiți-vă. Dincolo de toate acestea, trebuie să admitem că economia merge duduie în continuare, motoarele economiei sunt repornite și aș argumenta cu mită în vremea pandemiei. Deci, asta, practic, se merge mai departe, se mita, se ia, se primește, se da, oferă servicii. În schimb, o directoare a unei școli a reabilitate a luat 21.000 de euro mită. E un comunicat al DNA venit astăzi. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, secția de combatere a corupției, așa, au dispus punerea în mișcare acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore. Deci este carantinată 24 de ore, începând cu data de 14 aprilie. Inculpat e Zamfir Carmen Elena, director și ordonator de credite la școala gimnazială din București, o școală gimnazială din București, pentru infracțiunea de luare de mită. Da, deci asta e situația. Pentru infracțiunea de luare de mită a trebuit să refacă acolo școala, să se facă niște lucruri frumoase în legătură cu școala respectivă și a zis, domne, facem, nu zice nimeni că nu facem. Facem, dar face și voi un gest. Să faceți și voi ceva. Adică să rămână ceva în urma mea ca director, a să rămână ceva și în urma ta ca contractor. Ca contractor. Și ce e interesant că ultima tranșă din mită a fost dată zilele trecute. Deci cu ocazia acestei, sigur că a făcut apel domnul Vasilescu de la BNR, a făcut apel foarte mult. Domne, circulă virus și aceștia pe bani ca nebuni. Nu puneți mâna pe bani, că cine știe cum. Și uite că doamna totuși a zis, domnule, voi sunt dispusă să risc, adică că până la urmă și-a asumat un risc, trebuie remarcat și lucrul acesta, Răzvan. Deci, practic, economia continuă și continuă mișcarea, pentru că, mă, până la urmă și această luare, dare de mită, pune în mișcare niște bani, banii circulă, în felul acesta vezi că doamna poate că s-a dus cu banii, a cheltuit, adică e important să existe bani să existe bani în societate. Da. Pe ce mai mergem mai departe? Ce mai avem? Mergem cu dosarul penal de la Focșani, unde știți că toții că directorul spitalului din localitate, cum era el așa, a luat această coronavirus, dar
nu s-a oprit aici, a luat cu el, odată cu coronavirusul, când s-a carantinat, s-a dus el și a fugit, și a luat cu el și documentația de la spital și a luat și laptopul cu el. Și dosar să penal. Să poată juca soliter și acasă. Exact, dosar penal. Directorul Spitalului Județean din Focșani, Constantin Mândrilă, ar putea fi acuzat de zădărnicirea combaterii bolilor. Acesta a fost demis la începutul săptămânii de către ministrul sănătății Nelu Tătaru. Asta după ce Mândrilă a preferat să se autoizoleze la o pensiune, deși era confirmat cu COVID-19. Din informațiile prefecturii din Vrancea, a plecat, a închis biroul, a luat laptopuri, documente și stă izolat într-unul din hoteluri. În locul lui Mândrilă a fost instituită o conducere militară până la finalul stării de urgență. Având în vedere și situația atât medicală, dacă și managerială, vom avea o altă conducere, un alt management la nivel de spital județean din Focșani. Asta după ce situația a scăpat de sub control. Avem o anchetă epidemiologică scăpată de sub control. În momentul în care pacienți pozitivi sunt în izolări pe la domicilii, în hoteluri, în contextul în care noi nu am dat încă acest moment în care cei asimptomatici sau simptome ușoare să fie la domiciliu sau în terțe locuri, ei trebuie să fie internați pentru a fi supravegheați. Este un focar în extensie, trebuie să izolăm acest focar care tinde să fie din conflurile focarilor mici, să le putem izola pe cele mici și să putem trata, identificând contactii într-o anchetă epidemiologică extinsă. Da, situația este extrem de tensionată, ați văzut că s-au luat măsuri acolo, e destul de drastic, a plecat omul acela, bine, până la urmă l-au găsit, i-au dat de urmă, i-au prins urma, a plecat cu documentația, dar n-aș vrea să încheiem această emisiune fără să citesc această postare. Câteva minute, deci. Această postare. Simte-te bine. Răzvan și domnilor și domnilor, postarea pusă în Miercurea Mare, nu? De Brad Florescu, îl cheamă pe un cunoscut scriitor pe Facebook. Nu vă mai chinui, juniori, vă dau eu hashtag-ul. Hashtag învierea ucide. Bună seara, Tudor Mușat. Bună seara. Bună seara, Tudor. Par mai relaxat decât ieri, ați văzut, a venit președintele și a spus, nu, domne, nu se face. Da, domne, da, unde mergeți așa cu lumina? A venit așa ca Petrea. Nu. Unde mergeți cu lumina de Paște? Domnul Vela, nu. Motivele de încordare nu sunt la noi. Motivele de încordare ar trebui să fie și sunt cu siguranță în interiorul guvernului și între palate în legătură cu subiectul ăsta, da, despre care continui să cred că are o componentă de scenetă jucată între sau în comun de președinte, premier și ministrul de interne. Zici că e o regie acolo, faptul, face acuzații grave. Nu neapărat, parțial am zis, apropo de faptul că e imposibil ca președintele să nu fi știut despre acest plan. Știa. Toate indiciile duc până în acest moment, în punctul în care Klaus Iohannis, de fapt, nu a fost briefat, cum se spune, nu a fost pus la punct cu toate detaliile acestui plan, care ulterior, probabil, în funcție și de reacțiile din anumite cercuri, dar probabil mai ales din cele medicale, i-au sugerat ideea că totuși acest acord trebuie anulat, că nu e în regulă. E bine, și rămân la acea părere despre care vorbeam aseară, pe care mă mențin, că noi, de fapt, aici judecăm obiectiv un fapt și acest fapt este că e o incongruență între autorități, între ceea ce au anunțat la început, între fermitatea cu care au vorbit despre aceste măsuri și faptul că au lăsat loc la atâtea interpretări, chiar dacă intențiile poate au fost bune, în legătură cu măsurile alea ferme de care n-ar fi trebuit nimeni să se atingă, dar de care, ce să vezi, s-au atins în primul rând ei, da, invocând aceste considerente că lumea nu e suficient de disciplinată, că lumea n-ar fi înțeles, da, că lumea oricum ar fi făcut. Eu am înțeles lucrul acesta, dar eu propun pentru că s-a strânit această reacție masivă și înțeleg că până la urmă s-a rezolvat problema, președintele Klaus Iohannis a întors această inițiativă din drumul ei. Măi, eu propun să se închidă și treaba asta cu curierii, pentru că bănuiesc că dacă a fost o problemă cu... Bănuiesc că nu ce se aduce era problema. Păi stai un pic, am de primit ceva. După aia. Deci dacă, nu obiectul adus este problema, ci gestul de a aduce și de a interacționa ducând lucruri de la unii la alții și aceasta... Deci dacă e o problemă cu lumina de Paște, fapt, să fie o problemă și cu celălalt. Radu, exact despre asta este vorba, că tot aducând aceste argumente cu e mai curat ca la supermarket, e mai bine decât în piața unde se îmbulzeau, oricum săreau gardul și se duceau. Da? Toate argumentele astea nu fac decât să sublinieze slăbiciunea unui stat care dă niște ordonanțe militare foarte ferme, după care recunoaște pe partea cealaltă 5 zile mai târziu că nu e în stare să le aplice nici cu ordinea în piețe, nici cu rigorile din supermarket, nici cu scara blocului. Iată, exact despre asta... Asta dovedește teoria mea, că statul e inconsecvent, incongruent cu el însuși,
acolo unde ar trebui să fie. Păi, a zis și Sorin Ovidiu Vântu. Întăriți-vă da, dacă da, noi n-am statul acasă, întăriți-vă statul acasă. De ce nu vorbim despre lucrurile cu adevărat importante? De ce nu vorbim despre culoarea președintelui Klaus Iohannis? Adică chiar așa o să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic, că n-avea o nuanță de portocaliu maroniu greu explicabil. Eu cred că e un mesaj să arate că suntem pe zona cu America. Adică domnule, a zis și fondul de ten. Deci pare portocaliu american. Iată un trumpism republican se pare rar întâlnit. Da, practic este un... efectul poate al petrecerii Paștelui acasă în izolare, pentru că s-a dat pe sine exemplu președintele, nu? Săptămâna trecută spunea soția mea, Carmen, și cu mine o să petrecem Paștele singuri, fără invitați. Iată, da, cine știe. Colorat, poate nu, că, la colorat poate că e efectul lui stat în interior prea mult și nu în... în exterior și atunci se recurge uite, la formule din astea artificiale. Da, încercăm de fapt la 20 să dăm răspunsul la întrebarea care cred că poate fi rezumată astfel. Ce a fost asta, de fapt? La ce am asistat în ultimele 24 de ore cu toate ramificațiile astea pe care le enunțați și voi? Dincolo de asta, însă, pentru că țara nu stă numai în așa ceva, evident, ne uităm la ce așteaptă firmele, ce așteaptă mediul de afaceri, dacă tot am tranșat-o pe asta cu bugetarii care nu o să pupe șomaj tehnic, că nu e cazul, oricum nu știm cât sunt și tot restul, măcar să ne uităm la ce ar putea face statul pentru mediul privat, care și-a închis unele sectoare complet pentru moment de business. Pentru altele, ați văzut în ședința de guvern niște explicații și niște laude aduse lor înșilor de cei de la guvern, cum se ocupă ei de IMM-uri cu bani europeni. Procedeul e mai complicat decât atât, trebuie spus. Banii aia care vin de la Uniunea Europeană vin de fapt într-un fond de investiții ca garanție și fondul ăla le zice băncilor, uite, punem noi garanție, doar dați-le acestor companii lichidități să poată continua. Deci nu e nimic atât de simplu cum pare de la Palatul Victoria undeva pe la 5:30 într-o ședință de guvern transmisă în direct la televizor. Discutăm și despre asta. Viața e complicată, perioada e complicată, să aveți o rămânie bună în continuare, cu Dumnezeu înainte, ne vedem mâine. Și să știți că tot la 18 și pe B1 TV și online pe canalul de YouTube Bună România cu Buzeanu și Zanfir. Toate cele bune!